Bună ziua, dragi urmăritori ai paginilor Haramedia și Urban Bacău. Ne aflăm la Cafe de Teatru, unde astăzi are loc un vernisaj al al pictorilor independenți din Bacău, din județul Bacău. Dar am înțeles că sunt și în Adjud, și Adjudul e în județul Francia. Deci probabil se extinde acest fenomen. A fost o deschidere. Am alături de mine pe colega noastră, Gabriela Irina Benchea, care ne va spune mai multe despre acest vernisaj. Bună, Gabi! Bună ziua! Eu mă aflu la acest vernisaj în calitate de pictor. Fac design vestimentar. Pe lângă faptul că am o pasiune media, se mai numără printre pasiunile mele și pictatul icoanelor pe sticlă și designul vestimentar. Am venit la această expoziție cu 14 lucrări. Sunt pe tematică de iarnă. Am adus crochiuri zvelte, femei frumoase, atrăgătoare, în culorile reci a iernii. Ideile sunt originale, sunt o părticică din sufletul meu. Pe lângă aceste desene, care oricând pot fi realizate cu un anumit sprijin material din partea celor interesați, sunt și alte lucrări a pictorilor independenți din județul Bacău, chiar și din alte județe, cum a și specificat colegul meu. Gabi, câte lucrări ai prezentat astăzi sau sunt puse spre expoziție? Sunt 14 lucrări. Vreau să spun că este a cincea mea expoziție. Multe înainte. Mulțumesc frumos! Dragostea asta a început din studenție. În anul 2 am avut prima expoziție personală în cadrul unei excursii de studii, după care am avut o expoziție personală, tot într-un cadru cultural, în incinta teatrului Bacovia din Bacău, și acum a cincea expoziție, tematică de iarnă, lucrări frumoase, hot cutururi, femeile au dreptul și merită să fie frumoase și eu le aduc un gram de frumusețe. Doamne ajută, mult succes în continuare, știu că e o pasiune enormă din partea ta pentru desen. Chiar în timp ce vorbeam zilele trecute la telefon, chestii media, probleme de ale noastre despre organizarea în Urban Bacău, tu în timp ce discutam noi doi, tu desenai. Se poate lua un pic tabloul să-l arătăm? Da? Haideți să vedem ce desen a făcut Gabi în timp ce stăteam de vorbă la telefon. Ești cumva un fel de multitasking, dacă stau bine și mă gândesc, că stăteam de vorbă și în același timp ai desenat această minunăție. Dacă ne poți spune ceva despre această lucrare?
În timp ce discutam probleme media cu tine, am avut o idee și o inspirație. Nu știu, eu ce fac e fluent, e diafan, e o parte din sufletul meu, da, și culorile sunt de iarnă, dacă observați, predomină albastru și argintiu. Sperăm să nu se reflecte lumina prea mult în tablou, dar cred că e ok. Oricum, eu mai aștept să mă mai sune colegul meu să văd ce pot să mai creez sub influența lui. Discuțiilor noastre telefonice. Da, am făcut ceva frumos. Da, chiar foarte frumos. Îți urez succes în continuare și dacă poți să ne mai spui pe cât timp durează acest vernisaj. Expoziția este de pe 20 ianuarie până pe 29 ianuarie inclusiv. O să fie un program afișat în fereastra incintei. Și cei care sunt interesați, îi așteptăm pe cei interesați cu mare drag. Dragi iubitori de artă, vă așteptăm aici la Cafe de Teatru să vedeți diverse picturi, s-au spus și vreo câteva poezii. Mulțumesc, Gabi, pentru interviu. Ne vedem! Și eu vă mulțumesc! Al treilea vernisaj la care participă Selena. Cu ce gânduri ești aici? Cu bucurie, cu speranță, mă duce cu gândul la această serie de vernisaje la anotimpurile lui Vivaldi. Deja sperăm un al patrulea anotimp, vernisajul din primăvară. Da, cu speranță și lumina în suflet. Până la urmă, iarna e un anotimp alb și imaculat care trebuie să ne aducă liniștea în suflet și pacea interioară și credința că totul va fi mai bine. Te felicit pentru realizările tale și te rog în încheiere să ne citești niște versuri care ți aparțin. Mulțumesc mult, da. Am să citesc, da. Aproape e iarnă, în tăceri și cuvinte, ferinare pe străzi, mai zăresc umbra ta, nu-ți vorbesc, nu-mi vorbești, neaua stupă mominte, ce frumoasă ai fost, ce frumoasă ești. Nu e om să nu vadă o lumină în fereastră, ce aduce cu ea din trecute povești, te privesc cum când treci ca o lebădă albă, te privesc și îmi spun că-ți sunt și îmi ești. Un vis colnăprasnic răscolește în mine, regretate dorinți, foc, cărbuni, nopți fierbinți, ești frumoasă, iubito, dar ce suflet te ține, prizonieră de mine, prizonieră în timp. Ziua vine și trece, noaptea e tot mai rece, lumânări ard în mine, mă consum ca un vin, strigă vara în mine, haide, vină, iubire, mi-este sete de tine, te iubesc ca-n destin. Mulțumesc mult! Mulțumesc și eu! Da? Mă aflu lângă o doamnă care mi-a devenit instantaneu dragă. Vreau să vă întreb, cum v-ați găsit în artă? Ce v-a adus către artă? Arta nu este... Este un pretext de a deveni un om mai bun, cred, că pentru fiecare. Arta te face mai frumos, te face mai sensibil, onest cu tine însuți și cred că am spus destule. Eu am avut întâlnirea aceasta cu arta, cred că acum vreo 10 ani, și de atunci am rămas foarte bune prietene și ne-am însoțit prin viață și m-a ajutat să depășesc anumite situații care nu au fost chiar atât de ușoare. Așa că este cea mai bună prietena mea, arta. Să înțeleg că este un refugiu. Nu numai un refugiu, pentru că atunci n-a fost. A devenit un refugiu, dar coexistăm și nu cred că putem una fără alta. Câte lucrări aveți? Nici nu mai știu, foarte multe lucrări am, multe nu mai sunt, multe sunt în străinătate, prin țară, la prieteni, dăruite, casa mea este o adevărată expoziție și continui să lucrez chiar dacă nu mă pot opri. Și o ultimă întrebare, care vă este cel mai drag tablou? Nu cred că am un tablou care mi este cel mai drag. Toate îmi sunt dragi, pentru că acolo eu îmi pun tot sufletul, toată pasiunea mea. Îndrăgesc fiecare tablou în parte și chiar dacă lucrarea va pleca la cineva anume, știu că o țin câteva zile în casa mea să-i dăruiesc din energia mea pozitivă și îmi este foarte dragă de fiecare dată. Fiecare lucrare mi este dragă. Felicitări și vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc din suflet, mulțumesc și felicitări și pentru ceea ce faci tu, pentru că ești foarte talentată. Mulțumesc! Ne aflăm în cadrul expoziției pictorilor independenți. Am lângă mine o doamnă. Am aflat că este
pionierul acestei mișcări a pictorilor independenți. Dumneaei a expus pentru prima dată acum 10 ani ca pictor independent în orașul Bacău. Ce ne puteți spune? Vă pot spune că până ajunge să expun aici la Cafe de Teatră, noi am dus o luptă continuă timp de 10 ani, pe puțin, pentru a putea expune ca pictor independent în Bacău. Noi am expus și pe apă, am mers pe calea ferată, și în copaci, la lete am expus, pentru că nu aveam niciun spațiu de expunere. Și atunci am fost nevoiți să ne căutăm locașurile singuri. Și asta a fost prima noastră încercare ca artiști independenți. Acum cu ce lucrări ați venit în cadrul acestei manifestări? Am venit cu lucrări de artă naivă, pentru că eu sunt pictor naiv. Și am lucrări de iarnă, cu picturi cu iarna, cu sărbători de iarnă, cu tot ce înseamnă iarnă. O să vă rog să vă și prezentați. Mă numesc Maria Margoș, artist naiv din 2007. Mulțumesc mult. Domnul Parascan, cum e să organizezi o asemenea manifestare culturală? În viața mea n-am vrut să organizez o manifestare culturală, dar uite că vrând nevrând, tot eliminându-te colo, 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 ajungi la un moment dat să-ți promovezi propriile tale lucrări, propria creație. Și atunci am început. Alături din Maria, că și nici ea nu putea să expună nicăieri, deci avea o grămadă de premii. Eu expusesem deja în Statele Unite lucrări 5 luni de zile la Washington, la Chicago, în București, în alte orașe din țară. În Bacău nu se putea. Și atunci am început alături de ea, mergeam, expuneam în copaci, aruncam pe apa bistriței lucrările și ziceam că e simeza de apă și așa mai departe. Le expuneam pe site-ul președintului României, ne-a cerut scuze pentru faptul ăsta până în momentul în care se va îndeplini cerința noastră de a putea expune într-o galerie. Și ușor, ușor, lumea a început să ne cunoască și din punct de vedere artistic ca independenți. Noi n-am vrut să fim independenți, noi am vrut să fim ca orice artist din oricare parte a lumii, în care există o galerie, poate să te ducă lucrările acolo la anumite manifestări, ca cetățean, nu neapărat ca un pictor din sistem sau așa, cum se face oriunde în lume. Următorul eveniment este organizat de dumneavoastră și când o să aibă loc? Sperăm să fie la sfârșitul lunii viitoare și să aibă un subiect religios, pentru că se apropie și sărbătorile pascale. Personal, de asta am fost propus cumva, pentru că sunt cunoscut în domeniul iconografiei artistice. Această expoziție ați organizat-o împreună cu doamna Doina Toader. Da, de fapt suntem două grupări diferite. O grupare care de 10 ani luptăm să facem aceste expoziții și o grupare care la un moment dat s-a dus la primărie, a cerut aprobare, i s-a dat aprobare imediat, dar n-au știut istoria faptului că exact în acele momente primăria se hotărâse în sfârșit să sprijine artiștii noi. Și de aici ne-am unit la un... Împreună am reușit. Cele două ori au reușit și asta este foarte important. Eu vă mulțumesc mult și vreau să expun și la următoarea dumneavoastră expoziție. Oricând puteți veni, orice cetățean al Bacăului poate veni cu o lucrare sub braț și are permisiunea noastră de a o expune alături de noi. Inclusiv copii. Pot veni inclusiv copii. Talentați. Da. Și să nu uităm de parc, care este, face parte tot din acest proiect, în care oricine, în orice moment, poate să ducă să facă expoziție personală pe bănci. Și asta e ideea. Se poate. Nicăieri în țară și nicăieri în lume nu am văzut un astfel de fenomen. Dar uite că s-a întâmplat în Bacău, va rămâne cumva în istorie, nu poate să mai zică nimeni că nu se poate, pentru că s-a dovedit că se poate și cel mai important e că toți cetățenii creatori dintr-un oraș se poate să se unească la un moment dat și să simtă și ei că trăiesc. Vă mulțumesc mult, mulțumesc mult! Mă aflu lângă o doamnă minunată care s-a implicat cu sufletul pentru a organiza aceste evenimente. Este vorba de doamna Doina Toader, una din organizatoarea expoziției de astăzi, alături de domnul Parascan. Ce gânduri aveți? Cum ați rămas acum după acest eveniment frumos? Bună ziua! Vă mulțumesc pentru invitație și pentru că ați venit la noi cu această filmare. Mă bucur foarte mult pentru că vă cunosc și vă apreciez, că vă urmăresc pe Facebook.
cum? Pot să spun că am rămas uimită de faptul că s-au adunat din 5 mai mulți pictori și am avut mulți invitați și a fost foarte frumos. Mi-a plăcut felul de cum s-a pătruns această prietenie între pictori. Deci ce urmează să facem are să fie din ce în ce mai frumos, văd că lumea se implică. Să înțeleg că aveți forțe noi acum după acest eveniment. Nu știu, dar eu mă simt foarte bucuroasă pentru ziua de azi, că a mers foarte bine și frumos. Îmi place că, nu știu, ne-am înțeles așa parcă mai bine ca niciodată. Eu țin să vă felicit pentru tot ceea ce faceți, vă mulțumesc mult, vă urez succes și vreau să fiu alături de dumneavoastră cu lucrările mele. Mulțumesc frumos, o să fie din ce în ce mai frumos că următoarea expoziție o să facem cu, și cu, cu icoane, că o să fie, avem pictori care pictează icoane, chiar și eu pictez. Și tu la fel și o să fie mai frumos, să vezi, o să fie foarte frumos, deci o să ne rămânem impresionați de ceea ce facem noi și ce putem realiza. Vă mulțumesc încă o dată și vă felicit din toată inima. Mulțumesc frumos și eu la fel.